Salutare tuturor! A venit toamna! Și pentru că a venit toamna, trebuie să o primim așa cum se cuvine. Asta pentru unii dintre noi înseamnă să își reînnoiască garderoba de la A la Z, pentru alții încă să lucreze cu psihicul și să-l convingă gata, vara s-a terminat, iar alții se preocupă cu DIY-uri, însemnând lucruri făcute cu mânuțele astea două, vorba lui Călinescu, Florin Călinescu. Și asta vom face astăzi. Un proiect de decorațiuni de toamnă am făcut și anul trecut. Vă las aici o fotografie. Iar anul acesta profit de canalul de YouTube pentru a filma și pentru a vă lua împreună cu mine în timp ce meșteresc. Sper să vă placă la fel de mult cum mi-a plăcut mie. Pasiunea asta mea pentru redecorat o am de când eram mică. Asta însemnând că părinții plecau dimineața la serviciu și lăsau casa într-un fel, iar când se întorceau, eu deja mutasem mobila, canapelele, aranjasem cărțile în funcție de culori, în funcție de mărime. În fine, lucrul ăsta mă bântuie și în ziua de astăzi și vreau să împart această pasiune și această bucurie cu voi. Rămâneți în continuare cu mine să vedeți ce am făcut, să vedeți dacă vă place, iar eu revin imediat să-mi iau la revedere. Gata, începem! Prima dată am acoperit suprafața de lucru cu o față de masă pe care am cumpărat-o de la Jumbo, de plastic, în jur de 3 lei a costat. Acesta este un suport de lemn pe care l-am cumpărat de la Pepco, a costat 10 lei, îl voi vopsi și îl voi folosi ulterior ca suport pentru lumânările cu aromă de toamnă pe care tocmai le-am cumpărat. Pentru că este inodoră, adică nu are miros și se usucă foarte, foarte repede, am ales vopseaua cretată. Am luat-o de la Hornbach, am dat în jur de 50 de lei pe ea. Pentru a o deschide, am folosit un instrument fără de care nu se poate, trebuie neapărat să aveți așa ceva în casă, și am desfăcut ușor cutia. După deschidere, vopseaua arată astfel, iar acum o voi pune într-un alt recipient pentru a-mi fi mai ușor. Tăvița a costat în jur de 6 lei și a venit și cu alte accesorii pe care nu le voi folosi în acest videoclip, dar le voi folosi cu siguranță altă dată. Am turnat vopseaua, a rămas destul de multă vopsea pe buza cutiei. Acestea sunt pensulele pe care le-am cumpărat, au fost în jur de 4 lei, însă voi folosi numai una dintre ele astăzi. Am oscilat între acestea două, însă într-un final am ales-o pe cea mai mică, pe ea scrie numărul 20. A fost perfectă pentru tot ce am făcut în acest videoclip. Pentru că rămăsese pe buza cutiei destul de multă vopsea, am luat pensula și am îndepărtat excesul, iar apoi am aplicat primul strat de vopsea. După ce s-a uscat și cel de-al treilea strat de vopsea, am spreiat suprafața cu un lac transparent. Deși vopseaua cretată este foarte bună, aceasta se curăță în timp dacă nu este fixată după uscare. Aici voiam să vă demonstrez cât de ușor se curăță vopseaua cretată după uscare dacă nu este fixată cu un lac transparent. Din acest motiv, nu port nici mănuși în timpul acestui videoclip. Un alt motiv ar fi faptul că mânușile îmi dau senzația de îngrădire, că îmi limitează mișcările. Lucru care este doar în mintea mea, bineînțeles. Dar dacă folosiți un alt tip de vopsea sau dacă aveți pielea mâinilor sensibilă, vă rog să purtați mânuși. Mai departe, vă prezint acest dovleac simpatic pe care l-am cumpărat de la Jumbo. A costat 12 lei, destul de scump mi s-a părut mie, însă spre deosebire de cei natural pe care i-am vopsit anul trecut, acesta nu se va strica.
Acum vă arăt spray-ul pe care l-am folosit pentru fixarea fiecărui obiect pe care l-am vopsit în acest videoclip. A costat în jur de 25 de lei și mi-a fost de mare ajutor. În cazul dovleacului, l-am folosit ca primer pentru ca vopseaua pe care o voi folosi ulterior să aibă o aderență mai mare. Spre deosebire de vopseaua cretată, acesta nu este un lac inodor. Prin urmare, atenție dacă faceți acest lucru într-un spațiu închis, s-ar putea ca mirosul să fie prea puternic. După ce am așteptat câteva minute să se usuce lacul transparent, am început pur și simplu să aplic vopseaua cretată. Dovleacul acesta mi-a dat ceva bătaie de cap, deoarece a fost nevoie să aplic în jur de 4 sau 5 straturi. Însă, într-un final, am reușit să ajung la un rezultat care m-a mulțumit. Cam așa arată dovleacul după 5 straturi de vopsea și după ce s-a uscat. Îmi place rezultatul, însă vreau să-l fac și mai special și voi folosi această pensulă de machiaj pe care am sacrificat-o fiindcă nu m-am gândit anterior să iau una mai mică și această vopsea Tempera pe care am dat 10 lei de la Jumbo. Voi pune puțină vopsea Tempera argintie într-un recipient mai mic cu grijă pentru a păstra liniile cât mai drepte, am aplicat vopseaua argintie în crevasele dovleacului. La final, dovleacul arată așa. Deși argintiul nu este captat foarte bine de cameră, să știți că a ieșit foarte frumos. Eu sunt mulțumită! După ce îl învârtiți de câteva ori, o idee ar fi să îl decorați. Am folosit această panglică pe care am luat-o tot de la Jumbo. Îmi cer scuze, dar nu mai țin minte cât a costat, probabil în jur de 10 lei. După ce am desfăcut-o, am luat o foarfecă și am tăiat, în funcție de cum am crezut eu că e necesar, o bucată din panglică. Am modelat-o și am atașat-o cu grijă dovleacului. Este maleabilă și poate fi pusă, cred că aproape în orice formă. După ce am aranjat-o, m-am gândit să fac mici decupaje pentru a-i da un aspect mai pronunțat de fundă. Am luat farfeca pur și simplu și am tăiat capetele panglicii în V. M-am mai jucat puțin cu panglica pentru că de ce nu începuse să-mi placă. Iar în momentul în care am fost mulțumită, v-am prezentat rezultatul. Așa arată dovleacul. Repet, argintiul este în realitate apropiat de culoarea panglicii și arată foarte bine. Pentru următoarea decorațiune, voi începe cu pregătirea elementelor care îl voi alcătui. Ceva simplu, câteva ghinde și castane pe care le-am cules din herăstrău. Și când zic cules, vreau să spun de fapt că le-am adunat de pe jos. Simple ghinde pe care le voi vopsi pentru a se potrivi cu tematica alb-argintie a videoclipului. Am luat fiecare ghindă în parte și am vopsit-o după cum vedeți. Acesta este bolul în care voi pune ghindele. Eu l-am cumpărat anul trecut din Jumbo, nu mai țin minte prețul, însă în jur de câțiva zeci de lei. Alături de ghinde, în bol voi pune și aceste flori de bumbac pe care le-am cumpărat anul trecut de pe internet. Îmi plac foarte mult florile de bumbac, așa că voi lua una câte una și le voi așeza, după cum consider eu, în vasul pe care l-am pregătit deja. Astfel am făcut un fel de lăcaș
în care voi pune această lumânare parfumată de la IKEA. În cazul acestei decorațiuni, ar fi fost ideal să am o lumânare electrică, însă fără griji, nu voi da foc acestei lumânări atât timp cât se află în interiorul bolului. După cum vedeți, m-am chinuit puțin să aranjez lumânarea, însă într-un final am reușit. După acest pas, am început să mai adaug florile de bumbac, să umplu vasul într-un mod cât mai estetic. După ce am terminat de pus și ultimele flori de bumbac, am adăugat în sfârșit și ghindele mele drăguțe, jumătate albe, jumătate naturale. Uitați, le pun una câte una. Deja îmi place foarte mult cum arată totul. Mai am câteva și termin. Acesta este rezultatul final. Sper că vă place. Șterg niște reziduri care au rămas de la florile de bumbac ca totul să arate cât mai curat și mai frumos. Acesta este bolul pe care îl veți vedea mai în detaliu spre finalul videoclipului. Pentru următoarea decorațiune am apelat din nou la mama natură. Țin să precizez că aceste crengi le-am spălat în prealabil, precum și castanele și ghindele, așa că nu vă faceți probleme. Crângile le-am găsit tot pe jos în herăstrău, nu știu cum am avut norocul, însă pe acestea le-am găsit chiar într-un snop, undeva lângă un copac. Nu știu exact cum s-a întâmplat asta, probabil că zeii decorațiunilor au ținut cu mine. Aici voi scurta crângile pentru că sunt puțin mai mari decât am eu nevoie. Am terminat și înainte de a merge mai departe, voiam să vă arăt lângă ce voi așeza crângile. Lângă aceste flori de bumbac superbe pe care le iubesc pur și simplu. Pentru a da impresia de inflorescențe, voi vopsi extremitățile crengilor cu vopsea albă. Vopsea pe care, după cum vedeți, am pus-o într-un recipient mai mic. Voi continua să vopsesc fiecare crenguță în parte. M-a relaxat total această treabă. Gata! Vedeți ce simplu este dacă faci ceea ce îți place? Acum le las la uscat, iar ce a ieșit, vedeți spre finalul videoclipului. Mai departe vom face un dovleac din hârtie igienică. Da? Ați auzit bine? Vedeți foarte bine. Aceasta este o hârtie igienică pe care o voi folosi în acest proiect. Mai aveți nevoie și de o bucată de material care vă place vouă cel mai mult. Eu am luat această bucată de material argintie din Jumbo, probabil că în jur de 10 lei am dat pe ea. Am încercat să o pun în așa fel încât să îmi permită să plasez hârtie igienică fix în mijloc și să am distanțe egale între hârtie igienică și colțuri. Am avut ceva dificultăți, ținând cont că aceasta este prima oară când am încercat să fac un dovleac din hârtie igienică. Însă, la final, totul a ieșit foarte bine, nici nu-mi închipuiam că va ieși atât de drăguț. Mai rămâne să atașez o codiță dovleacului. Eu aveam această bucată de lemn de la un alt DIY pe care l-am făcut. Am pus lipici în centrul dovleacului. După ce am terminat de adăugat lipici, am luat codița și am fixat-o cât de bine am putut eu, astfel încât să nu se miște din loc. Acesta este rezultatul aproape final. Seamănă dovleac, dar la fel de bine poate fi asemuit și un mimăr. Următorul pas este să adaug o fundiță codiței. Apelez din nou la panglica mea argintie, tai o bucată, o modelez și o leg de codița proaspăt lipită. La final mai aranjez materialul, lucru pe care vi-l recomand și vouă dacă nu sunteți pe deplin mulțumiți, și acesta este rezultatul.
partea bună este că atunci când vă săturați de dovleac, nu vă mai place, puteți oricând să îl desfaceți și să folosiți hârtie igienică. Sper că v-a plăcut și acest proiect, mergem mai departe. Aceasta este o ramă pe care am cumpărat-o tot din Jumbo. Însă voi puteți să folosiți orice ramă aveți la îndemână și să înlocuiți elementele după cum am făcut și eu. În primul pas m-am gândit să o vopsesc, deoarece culoarea ramei este una natur. A trebuit să umplu cu grijă, deoarece rama are atașată și o mică instalație luminoasă. Am folosit din nou acest instrument rar și deosebit de util pentru a desface rama. Am detașat partea din spate și am pus-o deocamdată deoparte. Am vopsit rama în alb pentru a se potrivi cu restul decorațiunilor. După cum vedeți, sunt foarte rapidă și am mare dexteritate. Iar după două straturi de vopsea, finalul a arătat așa. Am lăsat rama la uscat și m-am ocupat de modificarea canvasului. Atunci când am cumpărat rama, intenția mea a fost să-i modific fundalul cu unul alb. Acesta mi s-a părut prea colorat, însă ghirlanda era lipită de canvas și nu am vrut să o stric. În schimb, am luat fiecare inimioară prinsă în creștișori, după cum vedeți, și am pregătit pentru ele un proiect aparte. Le-am luat, le-am așezat și cu ajutorul acestor șabloane pe care le-am găsit la Horvath, dar cred că le găsiți peste tot, voi scrie pe inimioare. Dacă nu aveți o ramă cu ghirlandă care să vă permită de asemenea să atașați litere de aceasta, le puteți lipi pur și simplu și puteți să faceți ce forme vreți voi. Din comoditate, eu am ales să mă limitez la cele 4 inimioare și am scris cuvântul FALL pe fiecare inimioară câte un cuvânt. Dacă aș vrea să scriu toamnă în românește, probabil că aș fi făcut mai multe inimioare, le-aș fi decupat eu însă și le-aș fi pus una lângă alta, exact cum veți vedea în imaginile următoare. Odată ce am terminat cu inimioarele, mă voi ocupa de înlocuirea acestei fotografii. Fotografie destul de drăguță, însă am ceva mai bun pentru acest proiect, și anume o poză cu mine și soțul meu din Paris, făcută toamna trecută. Așa că mi s-a părut că merge perfect cu tematica noastră. Primul cartonaș îmi place așa cum este și nu îl voi înlocui, însă, în cel de-al treilea cleștișor, voi prinde o frunză pe care am vopsit-o anterior, tot cu vopsea cretată. Am vopsit-o alb pentru a rămâne în nuanțele pe care le-am folosit cu precădere. Le-am aranjat frumos. Îmi place că frunza nu este turtită, ceea ce oferă un efect 3D. Când l-am terminat de aranjat, am luat rama și am pus canvasul la locul lui. Rezultatul este acesta. Chiar dacă inițial am fost dezamăgită că nu am putut să schimb fundalul prea colorat pentru ceea ce mă gândisem eu, la final rezultatul mi-a plăcut foarte, foarte mult. Acesta este aranjamentul pe care l-am făcut din crenguțele vopsite. Eu am luat o vază și le-am pus alături de niște flori de bumbac, însă ar fi fost la fel de frumoase dacă le-aș fi pus singure. Acesta este suportul din lemn pe care l-am vopsit. Am pus pe el lumânările mele preferate. Mai departe vedeți aranjamentul în care am pus ghindele vopsite și lumânarea. Iar aici avem dovleacul sau mărul din hârtie igienică. Dacă voi nu mă spuneți, sunt sigură că nimeni nu-și va da seama, arată superb. În acest colț avem aromatizatorul meu pe care îl iubesc și, bineînțeles, piesa de rezistență, dovleacul pe care l-am vopsit. Asta a fost tot, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like și abonați-vă la canalul meu de YouTube.
Am făcut totul singură, după cum ați văzut. Inițial cineva îmi promisese că va veni să mă ajute, dar m-am descurcat foarte bine. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Gata! Am venit! Să faci Wonder Woman. Să facem decorațiunile de toamnă. Păi acum 2 zile ți-am zis să vii. Acum 2 zile ți-am zis să vii să facem decorațiunile. Te-am așteptat. Stai liniștită, o rezolvăm, o rezolvăm. Nu, că acum făceam încheierea și le spuneam. Stai liniștită, o rezolvăm. Uite, am adus și ăsta. Am adus și ăsta, sunt pregătită. Păi, sate, nu mai am nimic de făcut. Stai liniștită. Totul e sub control. O să fie super videoclipul ăsta. Like, share, abonați-vă.